Nu se tem nici de lege, nici de moarte. În ultimele 24 de ore, ofițerii de patrulare au prins 18 șoferi băuți la volane, 12 dintre ei fiind în stare de ebrietate avansată. În unul dintre cazuri este vorba despre un bărbat de 38 de ani din Glodeni care ghida un motocultor, deși avea o concentrație de alcool de 0,71 mg pe litru în aerul expirat. În timpul documentării, acesta manifesta un comportament agresiv, de aceea polițiștii l-au dus la spital pentru prelevarea probelor biologice. Acolo s-a stabilit că bărbatul era nu doar sub influența alcoolului, dar mai era și drogat. Acum el este cercetat contravențional, iar vehiculul său agricol a fost evacuat. Într-un alt caz documentat a fost un șofer de 34 de ani care a fost prins pe o stradă din satul Târnova, raionul Dondușeni, ghidând automobilul neuniform. Testat cu aparatul Drager, s-a constatat că el avea în aerul expirat o concentrație de alcool de 1,41 mg pe litru. Prin urmare, mașina sa a fost ridicată și dusă la o parcare specială, iar bărbatul s-a ales cu dosar penal.